Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră o seară decisivă, pentru că în scurt moment de la PSD și PNL, liderii celor două partide vor ieși la declarații. Practic vom afla cum arată noul guvern și ce își propune. Tot în această seară difuzăm și o parte din interviul cu Dincă în închisoare, realizat de colega mea, Roxana Ciucă. O parte nedifuzată aseară. De ce? Pentru că o să vedeți la întrebarea unde sunt fetele, Dincă face un gest. Și o să vedeți de ce este atât de important să difuzăm în această seară, practic, ce nu s-a văzut până acum. La fel de important, doamnelor și domnilor, în ziua schimbării guvernului se face o schimbare importantă pentru toți șoferii. Amenzi pentru o chestie pe care dumneavoastră cred că o faceți în mod frecvent sau nu o faceți în mod frecvent, o să vedem. O să vă explicăm despre ce este vorba. Și avem și imagini noi, apropo de tragedia celor peste care a trecut furtuna de cod roșu. O să avem și o prognoză reactualizată în această seară, dar și o informație tot în ziua schimbării guvernului. O să vedeți de ce a intrat în panică un personaj celebru, Ghiță Ciobanu. Haideți mai întâi însă să vedem de ce este tensiune maximă în PNL. Acolo a fost un adevărat scandal, criză de nervi înaintea formării, să spunem așa, echipei PNL din guvern. Motivul e că în echipa PNL din guvern nu prea sunt liberali. Iată scandalul și să vedem ce a spus de fapt Robert Sigartău. Președinte, secretar general și prim vicepreședinți. Așa cum s-a propus și această listă. Nu a fost consultat partidul în legătură cu ordonanța 13 privind pragul. Nu s-a consultat partidul cu privire la grevă și, din păcate, partidul a pierdut mult. Și noi am pierdut mult. Noi vom merge în teritoriu să cerem votul oamenilor. Vă propun să votăm ca cei care ne prezintă astăzi această listă din conducerea restrânsă a partidului, președinte, prim vicepreședinți, secretar general, să-și asume aici, în fața noastră, răspunderea față de momentul de astăzi, în momentul în care vom vota membrii în guvern României. Să vă asumați aici lista de astăzi, împotriva căreia nu am nimic împotrivă. Astfel că, în decembrie, să ne întâlnim într-o formulă, cei de aici, și să vedem cum stă partidul în sondaje. Da, supărare maximă și dacă e pregătit producătorul nou, dar înainte îi salut pe invitat, Sarmiza Androni, Gradu Cristescu, Antonio Andrușceac și profesorul Mircea Coșa, o să vedeți de ce e supărat partidul PNL, pentru că pe lista liberalilor din noul guvern sunt mai mult foști consilieri ai președintelui Iohannis, care nu au carnet de membru, adică cine este ancora noastră, spun cei de la PNL. Și încep cu Sarmiza Andronic, adică cu cine o să crească ei în campanie? O să vedeți aici doamna Deca, mai vine un consilier, Luminița Odobescu și așa mai departe. Păi, nu o să crească. Discuțiile astea în PNL sunt de vreo săptămână și tensiunile sunt uriașe acolo. Și oricum ele au început și au crescut în mod gradat din momentul în care s-a pronunțat numele lui Cosmin Marinescu, cred, nu? Cel care a fost sau este consilierul lui Klaus Iohannis pe probleme de economie. Deci în acel moment au început discuțiile în Partidul Național Liberal și toată lumea se întreba același lucru. Cu cine va crește partidul? Pentru că nu există un nume de care să se agațe cu adevărat cei care votează în mod normal Partidul Național Liberal. Pe mine mă surprinde foarte tare acest lucru, pentru că mă gândeam că după toate discuțiile din interiorul partidului, probabil că se vor repoziționa sau măcar Klaus Iohannis va pune mai puțină tensiune, ca să zic așa, va avea grijă să detensioneze lucrurile în Partidul Național Liberal, dar pare că nu, vrea să arate că el este la manevre și a trimis într-adevăr numele noilor miniștri în plic. Dacă ne uităm la Partidul Social Democrat, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel, pare că ei și-au pregătit mai din timp și-au făcut cu lecțiile mai din timp, pentru că în Partidul Național Liberal în acest moment pare un haos de ca și cum i-ar fi luat prin surprindere această schimbare de prim-ministru. Și foarte important, doamnelor și domnilor, un moment de astăzi, cum probabil ați aflat, printr-un vot din Senat, domnul Ciucă deja a devenit șeful Senatului, dar acolo s-a dat un semnal important, foarte
foarte important, deși a primit o largă majoritate de voturi, chiar și o parte din UDMR, dar doi oameni miniștri, mai ales ministrul de la dezvoltare, nu au fost prezenți în felul acesta. UDMR-ul practic dând semnalul retragerii de la guvern, în ce condiții și de ce, a fost doar o luptă pe putere. Vom vedea, nu știu dacă l-avem în direct pe domnul Laurent Antal de la UDMR. Bună seara, domnule Antal! Bună seara! Explicați, înțeleg că ați luat o decizie. Rămâne UDMR-ul la guvernare sau nu? Da, domnul președinte, că la meu unor chiar acum face declarații în direct. Haideți să fac foarte scurt o trecere în revistă a șirului evenimentelor, ceea ce s-a întâmplat. Acum câteva zile am spus foarte clar mesajul că noi nu vrem să ne ridicăm de la masa negocierilor și nici nu ne-am ridicat de la masa negocierilor, dar am avut condiția ca să rămânem cel puțin cu Ministerul Dezvoltării și am fost de acord să renunțăm la Ministerul Mediului. După care foarte mulți au spus că suntem foarte inflexibili, nu suntem flexibili și nu avem acel interes de stabilitate politică. Astăzi, după ce a fost desemnată persoana noului premier, persoana domnului președinte PSD, Marcel Ciolacu, după care am primit, după desemnarea dumnealui, am primit o ofertă de guvernare în sensul că putem să guvernăm în continuare în coaliție dacă ne asumăm Ministerul Mediului și Ministerul Energiei. Noi în acel moment, domnul președinte Kelemen Unor a convocat Consiliul Național, forul cel mai important a UDMR, unde după dezbatere am luat decizia că da, suntem de acord să ne asumăm conducerea Ministerului Mediului și Ministerul Energiei, adică am dat dovadă de flexibilitate și am renunțat la Ministerul Dezvoltării, după care a început să vină pe surse și, bineînțeles, și declarații deja televizate din partea colegilor din PNL că ei nu renunță la Ministerul Mediului. Este clar că nu e corect să fim eliminați din două ministere, dar încă o dată noi am luat decizia că și să dăm dovadă de flexibilitate, am renunțat la Ministerul Dezvoltării și ne-am asumat să conducem Ministerul Mediului și Ministerul Energiei, dar se pare că declarația domnului președinte Kelemen Unor cum că vor unii să ne trântească pe scări, începe să prindă contur. Bun, deci veți ieși din guvernare, cel puțin la nivel de miniștri. Asta e decizia. Deci, acum, încă o dată, acum face domnul președinte Kelemen Unor declarațiile în direct, încă o dată, decizia noastră a fost luată că vrem cu mediu și energie renunțând la dezvoltare. Am fost cu această decizie de acord și cu această ofertă și uite că nu ni se mai dă mediu, adică spun... Adică vi s-ar fi dat doar energia. Da. Și practic plecați sau continuați negocierile? Adică e o întrebare. Acum lucrurile stau în felul următor. Se termină procesul democratic în momentul când Parlamentul votează și dă votul... E adevărat, dar mâine deja s-a stabilit programul audierilor în comisii. Asta. La energie va veni un reprezentant al UDMR-ului sau... Cu un singur minister nu avem cum să rămânem în guvern. La nivel de secretar de stat și agenții veți pleca și de acolo? Deci, ori plecăm de la guvernare, ori stăm la guvernare. În momentul în care noi am luat decizia ca să conducem Ministerul Mediului, Ministerul Energiei și am dat încă o dată dovadă de flexibilitate, doamna Crețulescu, nu are cum să fim cu un picior înăuntru, cu un picior afară, dar nu știu cum să susținem. Clar. Și o ultimă întrebare, apropo de că v-a îmbrâncit cineva pe scări. Au existat speculații că, de fapt, și PSD și PNL a vrut să scape de UDMR, nu că nu ar fi un partener loial, pentru că cred că așa a fost în ultimii 30 de ani. Întotdeauna UDMR-ul ce a promis a făcut. Dar a vrut să scape de UDMR din cauza apropierii de
partea sau de, de premierul maghiar și apropierea lui implicită de ruși. Ce spune un reprezentant al UDMR-ului despre această speculație? Adică, cu alte cuvinte, v-au făcut rusofil. Da, haideți, doamna Crețulescu, cred că e chiar intrăm în exagerare. Și dumneavoastră ziceați că a simțit că v-au dat brânci. Doamna Crețulescu, eu am spus la câteva intervenții ale mele, UDMR-ul este un partid ținestătător. UDMR-ul a intrat în Parlament prin votul comunității maghiare din România. UDMR-ul are forurile statutare și, cum bine vedeți, în aceste foruri statutare sunt politicienii, reprezentanții comunităților noastre. UDMR-ul a fost în stare întotdeauna să ia deciziile cele mai bune și cele mai echilibrate în interesul comunității maghiare și nu numai. Că până la urmă, miniștrii pe care i-am delegat în fruntea anumitor ministere nu au lucrat pentru UDMR, ci au lucrat pentru România. România care este țara noastră a tuturor și deciziile ne-am asumat în interesul cetățenilor din această Mulțumim. Țară. Și această paralelă cred că este... Important ceea ce ați precizat și fac și eu precizarea în această conferință de presă, domnul Kelemen Hunor a spus așa, până dimineață se pot întâmpla multe și acum o să-l vedem pe Marcel Ciolacu. Miștri. Da, sunt declarații după ce această formațiune politică, cea care va prelua frâiele în guvern și a stabilit echipa guvernamentală, o vedeți și dumneavoastră acolo, domnul Rafila la sănătate, domnul Oprea la digitalizare, se pare doamna Firea rămâne la familie, domnul... Bună seara! Să-l ascultăm pe Marcel Ciolacu. Ne-ați așteptat până această oră. Am venit în fața dumneavoastră să vă prezint lângă echipa guvernamentală propusă de către Partidul Social Democrat și părți din programul de guvernare și mai ales viziunea pentru națiune propusă de noi pentru următorul un an și jumătate. Greva din educație, semnalele venite și din alte zone ale societății, reprezintă pentru mine și colegii mei un mesaj foarte clar. Românii ne cer o schimbare majoră și curajoasă de ritm și mai ales de viziune. De aceea, educația trebuie să devină un pilon real de dezvoltare durabilă al societății românești. Pe scurt, această guvernare este despre reforme și economie. Este nevoie de un nou model economic și social. Nu mai putem aștepta stimularea producției și a locurilor de muncă să vină doar când decide sau decid regulile de piață. Piața ne-a arătat în criză că nu produce eficiență, ci speculă. Nu este de ajuns doar să protejăm categoriile vulnerabile. Trebuie să găsim soluții și un program național de reducere a polarizării sociale. Trebuie să avem curajul să ne propunem mai mult. Românii vor să vadă mai multă muncă, seriozitate și coerență din partea celor care administrează țara. Și mai ales să vadă reformele promise și rezultatele concrete. Eu asta vreau, împreună cu colegii mei, să oferim milioanelor de familii din această țară. Viziunea pentru guvernarea iunie 2023-decembrie 2024 se referă la dezvoltarea pentru modernizarea României. Trecem, de fapt, de la stabilizare la modernizarea economică și socială a țării, prin reformele atât de necesare societății și economiei românești, prin parteneriat cu mediul de afaceri, astfel încât în România să se producă mai mult, prin investiții pentru crearea de locuri de muncă mai multe și mai bine plătite aici, în România, prin lupta cu prețurile și sprijinul pentru refacerea
puterii de cumpărare a populației. Știm exact ce avem de făcut și propunem un plan cu 5 mari obiective. Rezolvarea odată pentru totdeauna a problemei pensiilor speciale și adoptarea noii legi privind salarizarea unitară. Stoparea creșterii prețurilor, refacerea puterii de cumpărare. Dezvoltarea sistemelor publice de educație și sănătate. Principalul argument pentru a-i convinge pe românii plecați să se întoarcă în țară. Patriotism economic, de fapt, dezvoltare economică prin creșterea producției naționale, atragerea de bani europeni și alocări bugetare, crearea de locuri de muncă mai multe și mai bine plătite. Avem foarte mult de muncă în următorul un an și jumătate împreună și cu colegii de la Partidul Național Liberal. Trebuie să avem o creștere economică de peste 3%. Trebuie să aducem inflația la 8% până la finalul acestui an și să reducem dependența de import. Pentru a atinge aceste obiective, prima noastră luptă va fi cu prețurile și cu specula. În acest sens, avem pregătit un program îndrăzneț și coerent, prin care vizăm stoparea creșterii prețurilor la principalele alimente de bază. Planul nostru implică, în ponderi diferite, toți actorii importanți de la producători la distribuitori și, în final, la marile lanțuri de magazine. Atât producătorul român, cât și consumatorul final trebuie să aibă garanția că obțin un preț decent pentru produse de bună calitate. Însă, o țintă la fel de importantă este reducerea practicilor speculative. Vă spun că nu-i vom ierta pe cei care profită de pe urma crizelor pe spatele românilor. Mai mult, singura șansă de a ieși din criză în criza în care ne aflăm este ca România să se dezvolte prin patriotism economic. România poate trece de la o economie bazată pe consum de bunuri din import la economie bazată pe producție. Doar așa vom obține creșterea economică aici în România, doar așa vom crea locuri de muncă și vom echilibra balanța comercială a României. Împreună cu miniștrii și cu echipa economică am elaborat noi scheme de sprijin, astfel încât în 2 ani să putem aloca în total peste 250 de miliarde de lei, bani cu care stimulăm toate companiile care produc în România. Și mă refer la scheme de ajutor de stat pentru stimularea producției și exporturilor, investiții publice și parteneriate public-privat. Ca să fiu foarte clar, toate companiile care produc aici, în România, sunt companii românești, indiferent că acționarii sunt români sau străini. În plus, trebuie să accelerăm absorbția de fonduri europene printr-o simplificare a procedurilor pentru a scurta la maximum termenul de implementare a proiectelor cu finanțare UE și a țintelor din PNRR. Totodată, am lucrat și avem pregătite noi programe de stimulare a producției în industrie, în sectorul materialelor de construcții și al industriei alimentare, în special în zona de procesare alimentară. Prioritatea noastră este mărirea subvențiilor acordate producătorilor agricoli și stimulente financiare pentru înființarea fabricilor de prelucrare și producție de alimente aici, în România. Cumpără românește trebuie să fie liantul natural care să ne ghideze toate acțiunile de acum încolo. Vrem să înființăm locuri de muncă și mai multe, dar și mai bine plătite. Lucrătorii români trebuie determinați prin măsuri să rămână în România. De aceea, vom reduce gradual impozitarea muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici și medii. Astăzi, avem una dintre cele mai mari poveri fiscale din Uniunea Europeană la salariile mici.
de 2 ori mai mare decât în Germania. În plus, știm cu toții că o treime din salariații din România primesc acum salariu minimum de 3.000 de lei brut, adică 1.900 de lei net. Pe baza dialogului cu sindicatele și patronatele, vom crește salariul minim pentru a reduce numărul salariaților cu normă întreagă aflați în sărăcie. Toți cei care muncesc trebuie să aibă asigurat un nivel de trai decent. La finalul acestui mandat, orice angajat trebuie să câștige minimum 500 de euro lunar, iar câștigul salariului mediu net să ajungă la 1.000 de euro. Acest guvern va avea grijă și de cei care au muncit o viață întreagă. Așa cum am făcut de fiecare dată când ne-am aflat la guvernare, pensiile vor crește. În plus, toți românii cu venituri mici și medii, salariați sau pensionari, vor fi în continuare sprijiniți de stat. Toate formele de ajutor din acest moment, vouchere pentru alimente și pentru plata facturilor la energie și gaze, vor continua. Așa cum am spus de la început, accentul prioritar al politicilor noastre publice va fi pus pe serviciile educaționale și de sănătate. În ceea ce privește educația, ne-am asumat angajamentul de a crește accelerat salariile prin noua lege a salarizării unitare. Și o spun răspicat, așa vom face. Pentru a reduce abandonul școlar și a oferi șanse egale la educație, propun o serie de soluții finanțate de la buget și din fonduri europene. Pentru copiii în nevoie, vouchere pentru o masă caldă pe zi, transport școlar, îmbrăcăminte rechizite de 2 ori pe an și consiliere psihologică. Dar un trai mai bun nu e posibil însă fără un sistem de sănătate eficient și funcțional pentru toți românii. România are încă o problemă majoră în ceea ce privește accesul inegal la sănătate de calitate. Vrem să modernizăm și să dotăm cabinetele de medicină de familie din urbanul mic și rural. În plus, vom echipa unități mobile de sănătate pentru analize și vom moderniza și dota peste 70 de ambulatorii publice, marea majoritate în zonele defavorizate. Știm ce avem de făcut și împreună sunt ferm convins că vom reuși. Vorbim despre responsabilitate, încredere și dialog. Strategia noastră este să acționăm și să explicăm fiecare pas pe care îl facem. Credem că aceasta este forma obligatorie de respect față de români și față de mandatul pe care l-am primit. La final, vreau să vă spun cât se poate de clar. Eu nu voi conduce guvernul PSD și PNL, ci guvernul României. Iar toți miniștrii nu vor fi membrii ai PSD sau ai PNL. Vor fi miniștrii ai Guvernului României. Iar rolul Guvernului este de a asigura că economia și societatea funcționează pentru toată lumea în mod egal. Că nimeni nu rămâne în urmă. Că nu mai trăim într-o țară împărțită între speciali și oameni obișnuiți. Că tăiem privilegii nemeritate unora pentru ca toți să aibă parte de șanse egale. Așa văd eu și sensul respectării PNRR pentru a aduce miliardele de euro necesare României la pachet cu toate reformele prevăzute în PNRR. Aceasta este viziunea noastră pentru națiune propusă astăzi împreună cu colegii mei și am să rog și pe doamna Gabriela Firea.
Așadar, domnilor și domnilor, acesta a fost premierul desemnat, Marcel Ciolacu, pe echipa PSD-ului. Prima întrebare către profesorul Coșa, pentru că din punct de vedere economic va fi cel mai greu. Vedem că domnul Ciolacu a și anunțat că vor crește pensiile, adică va exista un efort bugetar aici. Care este, din punctul noastră de vedere, că domnul Ciolacu a spus un pragmatism economic, adică în ce va consta chestiunea asta? Bună seara. E un discurs care mă așteptam să fie mai la obiect, pentru că este plin de deziderat, de lucruri care ar vrea să fie făcute. Mă bucur că multe dintre ideile pe care le-am discutat pe parcursul ultimului an sunt cuprinse în acest discurs. Bine, sigur că sunt lucruri care toată lumea le cunoaște. Spun câteva observații care vreau să le fac. Nu apare nimic în acest discurs în legătură cu sursele de finanțare a acestor grandioase probleme și programe pe care le anunțăm. În al doilea rând, punerea în aplicare, spre exemplu, a unui singur obiectiv, și anume creșterea producției interne de alimente și cumpărați românește, cere cel puțin între 5 și 10 ani pentru refacerea acestei industrie. Deci este o neconcordanță între sarcini și termenul de aplicabilitate. În al treilea rând, mi se pare că unele lucruri sunt de ajuns de neclare pentru a deveni un fel de elemente de propagandă populistă. Spre exemplu, vom da la sfârșitul acestui mandat 500 de lei, 500 de euro fiecare. Cum? În ce fel? Având în vedere că în a doua jumătate a anului situația economică a țării și a Europei se înrăutățește. Toată lumea știe asta. Europa a intrat în recesiune tehnică, noi avem o creștere de 0,1%, adică aproape nimic. Avem niște deficite enorme. Deci cum putem să facem asta prin sfârșitul acestui an? Deci este un discurs, a spune eu, cu mare tentă electorală, cu idei valoroase care ar trebui să fie făcute, însă lipsa de finanțare și scurtarea timpului de mandat mă face să fiu cât de cât atent în legătură cu posibilitatea punerii în aplicare. Dar cam toate problemele care astăzi chinuie, între ghilimele, România, au fost atinse. Deci mă bucură faptul că domnul prim-ministru are o viziune de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă azi în România. A renunțat la festivism, a renunțat la fel de aprecieri, suntem cea mai rapidă țară din Europa. Domnule Coșa, vă întreb puțin, pentru că vreau să ne îndreptăm puțin și către PNL, acolo domnul Ciucă va explica care este dezideratul PNL-ului în acest guvern. Încheiat ședința Biroului Politic Național, o ședință în care am prezentat concluziile finalului de mandat la guvernare, am prezentat elementele programului de guvernare cu contribuția Partidului Național Liberal, program care a fost realizat de către domnul prim-vicepreședinte Flutur împreună cu comisiile de specialitate ale Partidului Național Liberal și desigur am votat participarea Partidului Național Liberal în cele două forme de guvern, așa cum am anunțat înainte de ședința BPN, și anume prima formă în care exista posibilitatea constituirii guvernului pe structura coaliției cu contribuția celor trei partide, PNL, PSD și UDMR, și cu acord parlamentar al minorităților. Iar cea de-a doua formă de formulă de structură, formă de structură a guvernului, în care coaliția care realizează acest guvern este constituită din cele două partide, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, cu acord parlamentar cu minoritățile. În final, desigur, am prezentat către membrii biroului structura guvernului. Au fost aprobate și nominalizările Partidului Național Liberal pentru.
Da, acele nominalizări cu scandal, dacă e să vă gândiți, ce v-am prezentat încă de la începutul emisiunii, că printre liberalii care fac parte din guvern sunt puțin liberali și foarte mulți foști consilieri ai președintelui Iohannis. Dar am câteva întrebări aici în platou rapid, domnule Cristescu. Domnul Ciolacu a anunțat majorarea pensiilor, e pentru 2023 sau 2024? Ce scrie în cartea aceea? Arătați la televizor, că înțeleg că de acolo a citit. Cartea e cartea e guvernului. Acum da. E proaspăt, ești de la tipar. De guvernare este o guvernare cu gândul la fiecare român, ca să da, știți. Trebuie să ne uităm cu atenție. N-a citit-o, bun. Păi, abia, nu știu, dar domnul Ciolacu știe mai bine, vă dați seama că... N-a spus. Da, important am, că e că vor crește. Vor crește. Asta și a doua întrebare. În guvern nu mai e Virgil Popescu. Va fi la UDMR, va e fi... Burduj, e tot omul lui Schwab. Adică cine trebuie să fie acolo să livreze mai la departe? Energie? La energie, da. Da, da. Da, domnul Burduja la energie. Dacă nu ajunge la UDMR... Ca... cine e Burduja? Băiatul lui domnul cu Bancorexul, care a împrumutat toate... Cu Raiffeisen, nu cred. Și cu Raiffeisen și cu, mă rog. Dar e în Consiliul de Administrație la ALRO, mai nou. Nu știu, asta cu Virgil Popescu e o veste bună. Băi, bine pus acolo, sincer. Energia e și acum pe mâinile altora. Dar dacă ajunge la UDMR? Că a zis domnul Chelemen Punor... Domne, pe cuvântul meu, mai bine la UDMR decât la Burduja sau la Virgil Popescu. Păi la UDMR a văzut ce se speculează, că e la ruși? Păi da, dacă e la Burduja, e la toată lumea. Da, ați văzut că... Mai greu înapoi de la toată lumea decât de la ruși doar. Da, măcar știm un lucru, că Nicolae Ciucă va fi la Senat. Pare dacă doamna a votat astăzi. Da, domnul Marcel Ciolacu a fost pe planetă până acum, pentru că pare că acum a descoperit că se trăiește greu în România, pe de o parte. Pe de altă parte, omul ne vorbește de bunăstare, de patriotism economic, acum de toate astea. Când văd ce spune, mă mir de ce n-au fost ei primi la guvernare, că acum cred că râdeam de elvețieni. Mai bine mai târziu serios, decât niciodată, uitați-vă ce program. Mai bine mai târziu decât niciodată. Haideți să mai asta vedem cu... un moment important de astăzi și aș vrea să vă arăt imaginile. Atunci când se făceau negocierile a Cotroceni, doamnelor și domnilor, în fața palatului, fostul președinte al PNL-ului, Ludovic Orban, a protestat mai multe pancarte. Este chiar acum în direct cu noi domnul Ludovic Orban. Ce ați scris acolo sau ce ați vrut să-i transmiteți președintelui? Un bufon grețos, urban ăsta. Bună seara! Bufon grețos. Parlamentarii liberali... Niște bufon sunt. Domnul Cristescu, vă tai la valiera, mulțumesc. Vă ascult. Parlamentarii liberali din Forța Dreptei și-au exprimat punctul de vedere la parodia de negocieri care a fost declanșată de Klaus Iohannis de ziua lui de naștere. Și am transmis președintelui câteva lucruri, că noi l-am votat și el ne-a trădat, că s-a comportat ca un cal troian al PSD. Am avut o pancartă în care a și fost acolo un slogan care mi-a plăcut, Iliescu nu fi trist, Iohannis e comunist. Da. Astea sunt doar slogane alte, politice, alte, domnule Orban. Pentru că am o întrebare aici. Adică poziția noastră a fost foarte clară. I-am adus aminte președintelui că a promis, când a primit votul pentru al doilea mandat, că nu va mai nominaliza niciodată un premier PSD. Ce așa a fost. Să nu nominalizeze premier PSD. Dar i-am vreau să vă întreb altceva. I-am readus aminte că 6 ani de zile a bătut toba cu România fără PSD. Că PSD în sus, PSD în jos, cel mai mare rău pentru România e PSD, care e partidul care a ținut România în loc. Și din nou i-am cerut să nu desemneze un premier PSD. Este desemnat domnul Ciolacu, dar iată-te că sunt convinsă că mai aveți informații din interiorul Partidului Național Liberal, în care, nu știu, cred că a stat aproape 30 de ani. Astăzi a fost mare supărare acolo. Cei din PNL au spus, dar în formula PNL din guvernul PSD-PNL nu prea sunt liberali, sunt mai mult foști consilieri ai președintelui Iohannis. Ce știți despre chestiunea asta? Care PNL?
Partidul Național Liberal, condus de Nicolae Ciucă. Ligia Deca ce treabă are cu PNL? Păi asta, de astea s-au suprat. Ligia Deca... Ministra de Externe, ce legătură are cu PNL? Asta spuneau și foștii noștri. Și așa mai departe. Burduja nu e liberal de tradiție, el e venit de la un partid pe care și l-a făcut el, partidul PACT. Predoi e venit de la PD. Domnul Boloș, înțeleg că nu are nici carnet de partid, sau are? Boloș nu poate fi membru pentru că este preot misionar. Ce să vă spun? Deci nu mai are nicio legătură. Oricum, conducerea și reprezentarea guvernamentală așa zisului PNL nu are nicio legătură cu liberalismul. De altfel, încă de pe vremea guvernului Ciucă s-au luat măsuri profund neliberale, creșterea birocratiei, creșterea taxelor și impozitelor, exact pentru categoriile de persoane active, măsuri care au afectat libertatea economică. Au fost blocate o serie de programe de susținere a mediului de afaceri, alocându-se bani cu țărâita, iar după investirea guvernului Ciolacu, sunt convins că guvernarea va căpăta un accent și mai de stânga, pentru că nu pot să nu observă declarațiile date de Ciolacu. Mulțumesc, mulțumesc! Și anume că este partizanul impozitării progresive. Este vehiculată ideea introducerii unui impozit pe cifra de afaceri pentru companii. De altfel, e un fel de Dragnea reloaded, că ideea asta cu impozitarea pe cifra de afaceri vine din perioada Dragnea. Eu nu pot să înțeleg. Mă întrebați de vorbește PNL. Vorbește sluga lui Iohannis, hai ce să zic. Un personaj grețos, un bufon și Orban. Domnul Cristescu, dar lăsați-mă că să-i ascult el cu brațele lui Orban. Domnul Cristescu, vă rog frumos, personaj... avem niște reglementări, mulțumesc. Până una alta, omul care a furat în pandemie, v-am tăiat la valiera și vă atenționez că vă poftesc afară din emisiune dacă nu înțelegeți care sunt regulile unei moderări corecte. Nu pot să ascult toate prostile lor. Este decizia dumneavoastră să ascultați, că așa sunt regulile în care oricare emisiune și să vă purtați civilizat, ați înțeles? Dacă nu, vă poftesc afară. Mulțumesc foarte mult. Acum, breaking news, doamnelor și domnilor, și mulțumim domnului Orban. Ei bine, doamnelor și domnilor, încă de aseară aici la România TV ați văzut o premieră jurnalistică, un interviu realizat de colega mea, Roxana Ciucă, cu Gheorghe Dincă, cel condamnat la 30 de ani pentru omor. Un interviu maraton, aș putea spune, un interviu performanță jurnalistică, dar în seara aceasta, alături de colega mea, Roxana, am să vă dau o parte nedifuzată. Este momentul în care Roxana îl întreabă pe domnul Dincă unde sunt fetele. O salut și pe Roxana Ciucă, dăm acest pasaj, după care aș vrea ca Roxana să explice ce-i cu gestul pe care îl face Gheorghe Dincă și, de fapt, câți oameni erau în acea imagine. Dumneavoastră, nu știu dacă mai vedem imaginea pe ecran, adică îi vedem doar pe colega mea și pe domnul Dincă, dar în spatele camerei erau foarte mulți oameni și o să vă explicăm de fapt ce s-a întâmplat. Haideți să vedem pasajul. Dar multe sunt fetele, domnul Dincă, dacă nu ați răspuns... Păi dacă am scris pe hârtie, întrebați-vă doamna Hăineală, că doamna procuror Hăineală, că dumneavoastră ați auzit în meseria dumneavoastră de reporter ca un procuror. Și dacă nu credeți, întrebați avocații, că au fost de față. Dar n-au vrea să scrie pe hârtie. A zis, nu mai scrie, când a văzut că am scris de Buță Ștefan. Nu mai scrie. Deci cum un procuror să spună, nu mai scrie, nu mai da declarații. Domnișoară reporter. Am dat telefon, auziți? Domnul Dincă. Nu mai dezvoltați. Buță, Ștefan și Petronel au fost căutați în baza sunteți de date. Sunteți o doamnă simpatică. Au fost căutați în baza de date, dar baza națională de față cu noastră. Cum a zis că vă cheamă? Mai dați mâna o dată. Roxana Ciucă. Cum? Roxana. V-am cerut buletinul ca să vedem dacă vă cheamă Roxana Ciucă? Nu. Păi și atunci, tot așa am dat și eu mâna. Domnul comisar, îmi zice, eu sunt purtător de cuvânt. L-am întâmplat de rău, eu n-am reținut cuvântul. E fenomen, domnul Dincă. Nu, sunt fenomen. Hai, nu mă lăudați, că nu văd nici eu, n-am nimic să vă dau. N-am nimic să vă dau o ciocolată. Nu vreau nimic de la dumneavoastră. Ascultați. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră, că de-aia de. Păi nu, dacă e să vorbesc cu mine, lăsați, dați-mi cuvânt de hârtie, nu mă rog.
și numele și prenumele ca să fac corect în asta și discut cu dumneavoastră la telefon. Vă trebuie de dimineață până seara să stați cu mine de vorbă. Da, doamnelor și domnilor, adică ce face domnul Dincă, repet, condamnat la 30 de ani, obligă pe colega mea să dea mâna ca să-i arate că nici el n-a cerut un telefon. Bună seara, Roxana, te felicit pentru această performanță jurnalistică și după 10 secunde aș vrea să-mi explici cum l-ai simțit tu pe Gheorghe Dincă și, de fapt, ce este cu acest Buță Ștefan, pentru că atât, sau în zona asta a vrut să ducă interviu că fetele ar fi în Turcia și ar fi luate de acest Buță Ștefan, dar un răspuns după 10 secunde. Bună seara din nou, Roxana Ciucă. Da, e un moment, într-adevăr. Cum ți s-a părut? Ce a vrut să joace aici Gheorghe Dincă cu acest Buță Ștefan și cu faptul că fetele ar fi în Turcia și a făcut toată sceneta asta? Că înțeleg acolo în spatele camerelor erau mulți de la penitenciare, adică erau, nu era singuri în sala asta. Bine, nu cred că și-a imaginat cineva chestiunea asta. Da, bună seara, Andreea, bine v-am regăsit. Vorbesc acum un pic de culisele acestui interviu. Cum l-am găsit pe Gheorghe Dincă? Păi l-am găsit ca pe un politician care se eschiva, un bărbat care a spus că nu-i plac femeile. Am văzut bipolaritatea lui, un bărbat care în timpul acestui interviu m-a privit fix în ochi, a încercat cumva să mă intimideze, a vrut să fie ca el totul. Eu am plecat să fac iată acest interviu, sunt foarte fericită pentru că a ales să vorbească iată cu noi și să ne acorde acest interviu. A fost el într-adevăr scurt, primele imagini, cred că orice jurnalist din România asta și-ar fi dorit să aibă primele imagini cu Gheorghe Dincă. Culisele acestui eveniment probabil o să vi le dezvolt un pic mai încolo, însă vreau să vă zic că n-am fost singură pe acolo, evident a fost cameramanul, au fost reprezentanții penitenciarului de acolo din Craiova, evident că a venit sub escortă. Foarte multe gesturi de neînțeles pe care eu nu le pot explica, gesturi care m-au șocat, dar cu siguranță că un psiholog ar putea să le interpreteze. Foarte multe ticuri, foarte multe stări, s-a enervat, se enerva extrem de repede, dacă vorbeai ceva și nu știu, stabileai ceva, în secunda 2 se sucea, dar fără să aibă efectiv vreun motiv. Mi-a spus, practic, ceea ce ne-am dorit să aflăm cu toții, unde sunt fetele. Adică, de fapt, nu ți-a spus, l-a invocat pe acest Buță Ștefan, exact. Dar eu înțeleg că Buță Ștefan ăsta e un personaj fictiv, de fapt. Da, e un personaj fictiv pentru că el a fost căutat în baza de date, poliția l-a căutat la vremea respectivă în baza de date națională și nu l-a identificat pe acest Buță Ștefan și pe acel, pe acea petronela ce vinde cocoși Dincă și vine și spune că cineva cu mașina din garajul lui de acolo, din Caracal, a venit și l-a luat pe fetele astea. Am mințit anchetatorii, spunând că are Buță ăsta 1,90 care 45 de ani, că nu avea semne particulare pe corp, că Petruța știe că are aproximativ 25 de ani, că e durdulie, că e plinuță, înaltă. Acum, din că, ce să mai spună Andreea, că a fost, iată, condamnat la 30 de ani, zicea că vrea să scrie o carte, că l-ajută cineva să scrie o carte și evident a mers pe ideea că este nevinovat. Acum să vă zic părerea mea personală, cum l-am găsit. L-am găsit, cred că mi se pare că parcă un pic mai gras, foarte stăpân pe sine, dacă a încercat să mă intimideze pe mine, dacă a încercat să mă intimideze... Da, gestul ăla a fost clar de intimidare, adică, exact. Mai doamna reporter, când tu îmi spui că de fapt Buță Ștefan nu există, da. Eu îți mai cer o dată și te întreb cum te cheamă și nu-și cer buletinul. Și mă întreba cine sunt în condițiile în care eu am cerere făcută la penitenciarul din Craiova încă din februarie pentru acest interviu, în condițiile în care Dincă are televizor în cameră, Dincă știe foarte clar că sunt reporteri pe justiție, Dincă știa că merge Roxana Ciucă de la România TV, da? Merge acolo, dar cine sunteți, domnișoară? V-am cerut buletinul bun. Ce vreau să spun este așa...
E o părere personală, acum e decizie definitivă și revocabilă dată de instanță. N-au avut niciun fel, părerea mea personală, repet, niciun fel de scăpare fetele alea închise, da, 14-18 ani, în fața lui Gheorghe Dincă. Știe să se impună, e un bărbat foarte deștept, un bărbat uns cu toate alipiile, un manipulator desăvârșit. E ca el și atât. Ori e ca el, ori nu e deloc. Mulțumesc mult, Roxana, și te felicit încă o dată pentru acest interviu. Îți mulțumesc mult. Și apropo de concluziile serii, un, să spun așa, un roundup aici, rapid în platou. Mâine vom avea, domnule Cristescu, un guvern doar PNL-PSD sau va fi cu DMR, cum a spus domnul Kelemen Hunor, noaptea e lungă și poate fi decisivă? Mâine dimineață încep audierile miniștrilor în comisiile de specialitate. Da. Până dimineață se poate schimba totul. Știți cum era o vorbă? Și energia unde va fi? La UDMR sau la PNL? Dacă vor intra, dacă mă întrebați pe mine, nu știu, am sincer nu știu să vă răspund, dar eu, ca deputat de Satul Mare... Ce alegeți? UDMR sau Burduja sau Virgil Popescu? Eu, ca deputat de Satul Mare, îmi doresc un guvern fără UDMR. Vă spun asta ca deputat de Satul Mare. Dar politica este despre majorități care trebuie să sprijine acest guvern. Aveți majoritate și fără ei nu e nicio problemă. Aurul nu votează majoritate. Acest guvern. Împotriva acestui guvern, pentru că am ascultat sarmalele reci când eram mai tânăr, aia cu Țara te vrea prost, iar guvernul ăsta arată parcă ar fi coperta la melodia despre care am spus. Sarmiza Andronic, la cifre, pe cine va avantaja în acest an preelectoral, dar și în anul electoral, acest guvern? Cu PSD și PNL cel mai probabil. Mie mi se pare că PSD-ul este în avantaj în acest moment. Tocmai pentru faptul că au fost un pic mai organizați. Și mai e un lucru. În programul de guvernare, apropo de faptul că domnul Radu Cristescu a venit cu programul lor de guvernare, Partidul Național Liberal a spus la începutul mandatului lui Nicolae Ciucă că au un singur proiect care înseamnă România educată, care a eșuat. Asta este foarte clar. Așadar, haideți să vedem că în programul de guvernare al celor de la PSD îi spun că pun accentul pe investiții românilor, pe investiții... Vom vedea. Vom vedea mai ales mâine în comisii, români. Doamnelor și domnilor, acolo unde fiecare ministru nominalizat va fi audiat. Ne oprim aici, le mulțumesc invitațiilor și merg la Victor Ciutacu. Bun găsit! Bună seara, Andreea! În doar câteva clipe, o nouă ediție specială a Punctului Culminean. Dana Budeanu revine în studio, iar Marcel Ciolacu rupe tăcerea despre nou guvern. Ce a cerut Iohannis lui Ciolacu să facă imediat după ce devine premier? Cine sunt miniștrii alături de care Ciolacu vrea să conducă țara? Demascăm în această seară și o parte dintre noi miniștri, unul câte unul îi luăm la rând. Ce secrete ascund aceștia? Dana Budeanu, pe cine pune la zi după negocierile politice de astăzi? Îl veți cunoaște în toate splendoarele lui pe ministrul Savarină și de asemenea o veți vedea și pe ministra care gesticulează pe la spatele lui Iohannis. Generalul Ciucă pus la colț de senatoarea rușilor în Parlamentul României. Avem imagine cu senatoarea, de ce urlă și face atmosferă. Și veți vedea și pe cei 5 politicieni cu greutate atenționați de Iohannis. Președintele a avertizat, nu aveți ce să căutați în guvern. Ce au ajuns să facă cei 5 lideri de nervi că nu vor fi miniștri? Rareș Bogdan, vorbim despre el evident, cine i-a arătat dosarele penale în care e implicat și de ce a tăcut subit. Discutăm și despre dosarul lui Ciolacu, ce a aflat Bogdan Chiriac că vor să-i facă procurorii. Iar Dana Budeanu știe secretul lui George Simion și vorbește despre legăturile acestuia cu reziștii, ce au ajuns să facă împreună. Iar actrița care se iubește cu șeful vaccinării rupe la rândul ei tăcerea și face dezvăluiri despre imagine din piscină cu cei doi porumbei. De ce au fugit din țară, aflați în această seară. Și o intervenție de urgență astăzi la casa lui Ion Iliescu. Cine și de ce a venit să-l atace pe fostul președinte în doar câteva clipe? Rămâneți, merită.